Mașină supraîncărcată cu nisip. Merge prin centrul capitalei. Are copertină, dar de pe la marginile ei curge nisipul pe șterbei vodă, probabil, și pe celelalte străzi lângă Ministerul de Interne, pe unde o mai ajunge. Și evident nu o să o vadă, nu o să oprească niciun polițist. Garda de mediu n-am văzut-o niciodată la treabă. Sau foarte de mult n-am văzut-o. La conservator sau oricum aici în centru istoric, isteric, cum îi zic unii, conservatorul student, a început anul școlar și aici pe străduța conservatorului ajungem din urmă mașina din care curge nisip. Deci poluează. Să fie identificat șoferul responsabil și amendat. Că el e responsabil. El e vinovat. Nu proprietarul mașinii, nu excavatoristul, cel care a pus copertina de mântuială. Mai ales că are și găul. Curge din ea și pe deasupra. Unde te bagi, tovarășa? De Vâlcea. Hai răbdare. Aici e șantierul. Destinații. Lângă bustul lui Iosif Sava. A zis, curge nisipul de mers. Nisipul curge de mers. Ați acoperit? Păi uitați în partea ce iese peste bord, nu? Am dat puțin prenata de la vânt, scuză. Păi ne-a otrăvit și pe dumneavoastră și pe noi. Am pus prenata. Și curge de sub ea. Seamnă că ați luat prea mult nisip. Nu am luat prea bun nisip, s-a dat de la vânt. Scuză-mă. Eu te scuz, văd ce o să zică garda de mediu. Și poliția rutieră. Să văd care reacționează prima. Măcar s-a scuzat.